Și bine v-am găsit în frumoasa Craiova. Vă mulțumim pentru întâmpinarea dumneavoastră. Ne cerem scuze pentru că am întârziat. Din păcate, infrastructura în România o știm cu toții cum este. În consecință, nu ne-a ajutat nici Waze, nu ne-au ajutat nici alte aplicații, dar am ajuns la timp ca să vă întâlnim și ca să ne cunoaștem mai bine. Vă mulțumim tuturor pentru prezență. Dragi prieteni și colegi, după cum simțim cu toții, România trece printr-un moment foarte sensibil al istoriei sale. Românii nu mai au încredere în stat, în guvern, în politicieni. Se simt trădați și au pierdut speranța, sunt dezamăgiți de toți cei care au ajuns la guvernare în acești 33 de ani și, cu mici excepții, nu prea mai cred în nimeni și în nimic. Politicianul vechi reprezintă pentru român în acest moment imaginea unui trecut traumatizant, a unui prezent înșelător și a unui viitor incert. Acest lucru trebuie schimbat dacă ne dorim să construim sustenabil pentru viitor. Oamenii au nevoie să creadă în ceva, în cineva. Au nevoie de lideri, au nevoie de modele, au nevoie de un plan care să-i aducă împreună, care să-i unească și să-i facă să se simtă ca parte a unei națiuni puternice. Acest plan poate să fie reconstrucția României. Dar cine să o facă? Partidele mari și vechi s-au succedat la guvernare, au făcut foarte mult pentru ei și aproape nimic pentru oameni. Mai putem să avem încredere în ei? Răspunsul ne este clar. Ultimii ani trăiți de noi au fost grei și încercați, gri și sumbri, atât pentru români, cât și pentru România. În acest context a apărut și a crescut mișcarea AUR. AUR a luptat și luptă împotriva abuzurilor, împotriva celor care au încercat să ne răstrângă drepturile și libertățile, împotriva celor care ne sfidează zi de zi, venind în fața noastră cu lipsă de empatie, cu lipsă de responsabilitate, cu lipsă de profesionalism, cu lipsă de respect față de cetățeanul român. AUR luptă pentru cei mici care se simt nebăgați în seamă
și neauziți, care se simt prea mici ca să fie ascultați și înțeleși de către cei mari. În același timp însă, AUR luptă pentru o Românie puternică, pentru o Românie puternică economic, cu un mediu de afaceri performant și sofisticat, o Românie în care noi și copiii noștri să avem parte de oportunități. Tocmai de aceea creștem în sondaje. Suntem singurul partid aflat pe creștere. Și asta pentru că oamenii își doresc aceleași lucruri. Ținând cont de pasiunea noastră, ținând cont de faptul că în fiecare zi ni se alătură oameni buni, oameni profesioniști, cu credință în Dumnezeu și loiali țării noastre, am considerat că este absolut firesc să venim în fața dumneavoastră și să vă prezentăm platforma noastră pentru când vom ajunge la guvernare. De aceea suntem astăzi aici, ca să vă prezentăm planul nostru. Avem specialiști, avem idei, avem dorința de a face lucruri mari pentru România și avem multă dragoste față de oameni și față de țara noastră. Dar ca să vedem unde vrem să ajungem, haideți întâi să ne uităm la momentul acesta, de unde pornim. Vă rog să urmăriți acest video. Și-au bătut joc de noi. Am plecat din țară ca să ofer copiilor și părinților mei un trai mai bun în țară. După 20 de ani de muncă în străinătate, parcă aș vrea să mă întorc acasă. Copiii însă nu. Ei vor să rămână departe de haosul din România. Viața este cel mai important lucru, iar dreptul la viață ne este luat de cei pe care i-am votat să ne salveze. Spitalele sunt lagăre, iar doctorii nu prea mai sunt. Cei puțini care au rămas aici sunt depășiți și muncesc inuman pentru ceva ce este atât de uman. Nu există român care să nu aibă o rudă care a murit într-un spital din România dintr-un alt motiv decât cel pentru care a ajuns acolo. În timp ce nu există legi clare care să ne apere familia, apar în permanență legi menite să-i apere pe hoții care ne conduc. Poți fura cât vrei dacă ești din partidul de la cârma țării, dar dacă nu ești, ai toate șansele să ajungi în spatele creatiilor pentru ceva ce nu este obligatoriu să fii făcut. Regula justiției în România este una simplă. Lăsați liberi hoții mari, arestați hoții cei mici. Educația este făcută de needucați, iar părinții au ajuns să regrete dascălii comuniști. Învățământul a fost mereu ultima grijă a celor de la guvernare, iar rezultatele devastatoare sunt regăsite zilnic în presă. Profesori nepregătiți, amante și rude ale politicienilor locali iau locul profesorilor de elită și fără nicio remușcare încep să ne educe copiii. Și-au promovat acoliții și-au acaparat justiția. Au distrus vieți, însă au fost promovați pentru serviciile făcute. Judecători și procurori ieșiți pe banda rulantă din mașinăria politică au judecat strâmb în favoarea celor mai mari infractori, prăduitorii averilor României. Au dat bogățiile țării celor care au știut mai bine decât noi care le sunt interesele. Cine sunt ei? Sunt ei cei care au condus țara în ultimii 32 de ani. Deși merităm mult, întotdeauna primim puțin. Nu mai contăm, suntem singuri. Dar ei o duc bine. Fugare din Italia, Costa Rica, Grecia au puterea să scape înainte de a plăti pentru ceea ce au făcut. În 30 de ani nu au fost în stare să facă o autostradă de la nord la sud și de la vest la est. Oamenii mor în continuare pe drumuri în fuga pentru mâncarea de pe masa copiilor. Nu le-au ajuns banii și puterea. S-au atins de drepturile noastre, de libertatea noastră. Ne-au înfricat, ne-au amenințat, au vrut să ne oblige să facem ce vor ei. 120 de milioane de vaccinuri pentru o țară cu 16 milioane de oameni. Părinții noștri, frații noștri, cei dragi, au mers spre cer în saci de plastic. Ne-au luat pădurile și ne-au dat în schimb umilința Schengen. Până când stăm pe margine și nu ne implicăm? Până când mai tolerăm minciuna, incompetența, lipsa de responsabilitate și nepăsarea lor? Până când alegem să stăm dezbinați în loc să ne unim?
Hristos s-a înălțat. Înainte să ajung aici la hotel, am fost într-una din comunele din Dolj, în Argentoaia, unde mi-a scris un tată. Îmi scriu foarte mulți oameni amărâți. Mi-a atras atenția mesajul său, pentru că nu mi-a cerut bani, cum cer foarte mulți. Eu îmi donez 90% din indemnizația de parlamentar. Mi-a cerut dacă putem să îl ajutăm cu o vacă. Că îl costă foarte mult laptele pentru copilașul lui, pentru Ștefan. Și nu vrea să ceară și nu vrea milă, vrea să își crească cumva copilașul. A lucrat 5 ani în Italia, în sudul Italiei, la munci agricole, în Calabria. Comuna, strada principală, Constantin Argetoianu, fost prim-ministru al României, conservator, dintr-o altă epocă în care românii puteau. Lângă Filiaș, tot aproape, la Braloștița, sunt 3 copii pe care îi ajutăm cu o bursă și îi ajutăm să crească, crescuți de tatăl lor, care ar munci, muncește cu ziua, dar e într-un sat unde nu sunt locuri de muncă, unde nu există perspectivă, unde nu există viitor. Ce facem noi? E așa, o picătură într-un ocean de nevoi, o picătură cu care nu ai cum să faci ce trebuie pentru întreaga Românie, sistematic. Ce ați văzut mai devreme sunt, de fapt, imagini dintr-o filă neagră a istoriei României. Speranța de viață în România față de media europeană e scăzută cu 8 ani. 71,8 ani în România față de media europeană de 80 de ani. Suntem pe penultimul și ultimul loc la majoritatea indicatorilor de viață. Ne uităm că se dărâmă poduri și infrastructură construită de părinții, bunicii noștri în anii 70-80 și nu înțelegem care e soluția. Noi în urmă cu 3 ani am pornit de la zero un proiect politic conservator, patriotic, când toată lumea ne spunea că nu este posibil, că nu vom reuși, nu o să trecem pragul, că o să ne blocheze la televiziuni. Au zis oamenii lucruri de bun simț pe care le-am trăit. Dar am știut că dacă ne folosim inteligența și dacă suntem suficient de dârji, organizați, încăpățânați în sens bun, o să reușim. Astăzi suntem a doua forță politică a României. Vă mulțumesc din suflet pentru că ați venit într-un număr atât de mare să ascultați ceea ce unii nu vor să asculte. Ce propune AUR la nivel de măsuri de guvernare în perioada 2024, mergând cu unele măsuri până în anii 2034, pe o perioadă de 10 ani. Pentru că nu este posibil într-un an, 2, 4, să faci schimbări sistemice. Și trebuie să spunem lucrurilor așa cum sunt. Am fost împreună cu domnul deputat de Dolj, Ringo Dămureanu, la Roma și le-am spus acolo realitatea românilor din diaspora că nu
se vor întoarce niciodată cei 6 milioane de români alungați peste hotare. Marea lor parte alungați, sigur, câțiva dintre ei au plecat pentru că așa au vrut ei. Dar mulți au fost forțați să plece. Ca Dragoș, despre care v-am spus mai devreme că a lucrat în agricultură în Calabria 5 ani în Italia. Și avea o mare dorință, o vacă. Cum e posibil așa ceva, având în vedere că totuși noi ca națiune și în perioada interbelică s-au făcut multe lucruri și în anii 70-80. Acum cu progresul tehnic, având atâtea instrumente să mai avem cazuri de sărăcie extremă. Din păcate, am ajuns o colonie și nu mai suntem proprii noștri stăpâni și nu am avut o elită care să ducă România acolo unde este locul. Avem una dintre cele mai bogate țări din Europa, dar avem populația cea mai sărăcită. Astăzi ne-am adunat împreună pentru a vă prezenta în 15 capitole soluțiile pe care le vedem noi că trebuie implementate. Și pentru că au început să apară și întrebări, aș vrea să îi cunoașteți și pe oamenii serioși, eu mai sunt așa cu râsete, cu scandaluri, cu certuri, cu glume, dar o să vreau să-i cunoașteți pe colegii cu care suntem obligați pentru binele acestei națiuni să implementăm programul de guvernare AUR. Așa să ne ajute Dumnezeu. În mapele dumneavoastră găsiți programul de guvernare pe care chiar vă rugăm să-l analizați cu atenție în perioada următoare, zilele următoare și dacă simțiți nevoia să veniți la noi cu un punct de vedere, cu propuneri, cu recomandări, chiar vă rugăm să o faceți. Așteptăm cu mare interes, tocmai de aceea programul nostru este pus în dezbatere publică pentru a veni înspre dumneavoastră și a afla ce credeți și dumneavoastră despre măsurile propuse de noi. După cum știți, până acum, programele de guvernare propuse au fost propuse și atât, adică propuse și mai mult neimplementate. Noi dorim să vă avem alături de noi în planul nostru de a reconstrui România. Aș dori acum să-l invit în fața dumneavoastră pe Claudiu Târziu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, coordonatorul comisiilor de specialitate din interiorul partidului și liderul grupului AUR din Senatul României. Încă de la 19 ani a activat ca jurnalist de investigații în cadrul a numeroase cotidiene regionale și naționale. Din anii 90 încoace a desfășurat o intensă activitate civică, fondând sau deținând funcții în conducerea a numeroase ONG-uri, organizații non-guvernamentale. Îl cunoașteți cu toții, este omul care a fost lângă George încă de la început și care a pus foarte mult suflet. Este un recunoscut scriitor și gânditor conservator. Îl invit acum să ne vorbească despre două domenii esențiale pentru viața noastră, două domenii puse la încercare și despre care vorbim cu toții zilele acestea. Educația, respectiv învățământ și sănătatea. Mulțumesc pentru prezentarea generoasă, Ramona, ca întotdeauna. Dragii noștri, dați-mi voie să vă salut în mod special cu un salut pe care îl iubesc, pentru că vine chiar din interiorul meu cel mai profund. Vă îmbrățișez pe toți cu inima.
Știu că acest salut va căpăta rezonanțe în dumneavoastră pentru că oltenii sunt oameni pasionali. Craiova e un punct incandescent pe harta României datorită acestei pasiuni pe care dumneavoastră o dovediți în toate domeniile, vrând mereu să fiți primii. Mare bucurie ne-ați face dacă veți fi primii și în ceea ce privește reconstrucția României. Să veniți cu toții alături de noi și să munciți așa cum știți să o faceți, cu pasiune, cu dedicație, cu toată energia dumneavoastră, pentru că planul nostru este unul pe care îl veți vedea, unul foarte bun. Acum despre domeniile despre care mi-am propus să vorbesc, foarte grele. Sănătatea și educația. Ele sunt temeliile viitorului oricărei națiuni sănătoase. Aș spune chiar mai mult că nu există viitor pentru o națiune fără o bună sănătate a poporului și fără o bună educație. Cele două domenii sunt indisolubil legate una de cealaltă. Suntem bolnavi pentru că suntem mai puțin educați. Iar educația nu este la nivelul la care ar trebui pentru că suntem puțin bolnavi. Suntem bolnavi ca națiune și trebuie să conștientizăm acest lucru, pentru că dacă nu vom recunoaște că avem o boală, nici nu o vom vindeca. Să încetăm a mângâia pe cap poporul și a crede despre noi înșine că suntem cei mai buni, cei mai grozavi și că alții sunt răi și din pricina lor suferim. Sigur, ceilalți nu ne vor binele. Sigur, ceilalți vor să profite de noi. Dar noi de ce acceptăm acest lucru? Pentru că 33 de ani s-au silit cu program unii trădători ai neamului să ne convingă că suntem o națiune de proști, neguvernabilă și care nu merită altceva decât să fie o colonie. Astăzi suntem mai jos decât nivelul unei colonii, astăzi suntem pur și simplu un câmp de extracție de resurse pe care găștile de pradă care s-au încăpușat la vârful statului lucrează fără, cu și fără timp. Extrag bogățiile naturale, extrag forța de muncă, extrag inteligențele, extrag tot ca să pârjolească tot, să lase aici deșert. Ce avem noi de făcut este să conștientizăm lucrul ăsta și să trecem la treabă. În acest program de distrugere, de destructurare a României, de deconstrucție, de 33 de ani, poate principalele domenii în care s-a lovit au fost educația și sănătatea. Ele au fost cenușăresele tuturor guvernelor, subfinanțate, prost conduse, supuse unor experimente zise reforme, au ajuns într-o stare absolut jalnică. Și care a fost rezultatul? Frica. Frica pe care dumneavoastră cu toții probabil că ați simțit-o, mai ales în anii aceștia de pandemie. Frica de a nu muri în spital, frica de a trimite un copil la școală pentru că este spălat pe creier sau deturnat de la sensul existenței lui, de la un destin normal. Aur poate să îndepărteze această frică și poate să pună ordine și în aceste domenii. Cum? Iată câteva dintre măsurile la care ne-am gândit în domeniul sănătății, de pildă. Întâi de toate, mizăm pe medicina de prevenție. E mai ușor să previi decât să tratezi. E un truism. Medicul de familie trebuie să aibă un rol extins și să revină la rolul pe care îl avea cândva,
când cele mai multe familii de români ajungeau numai în situații extreme la spital. În rest, primeau îngrijirea necesară pentru toate celelalte afecțiuni mai, de mai mică amploare de la medicul de familie. Trebuie să revenim la acest rol, care este unul sănătos, și pentru că în acest fel prevenim aglomerarea spitalelor și pentru că în acest fel nu lăsăm o sarcină prea mare pe umerii medicilor specialiști. De asemenea, ne-am gândit la un program național de screening, să spunem așa, pe bolile cel mai des întâlnite la poporul român, cu analize gratuite, care să ducă la un diagnostic timpuriu. Dacă depistezi boala din timp, o poți trata mai ușor. Infrastructura noastră spitalicească, și nu doar, trebuie mult îmbunătățită și diversificată. În Franța, bună oară, dar și în alte state civilizate, există în bugetul statului un capitol special dedicat infrastructurii medicale. Și acolo se prevăd bani pentru investiții în fiecare an în reparare, modernizare sau construcție de clădiri necesare sistemului de sănătate. Policlinici, cabinete, spitale. Pe noi ne împiedică cineva să facem lucrul ăsta? Nu. Așa cum veți vedea, că vă vor demonstra colegii care vor vorbi imediat după mine, bani sunt. Dar sunt prost gestionați sau furați. Oprim furtul, avem bani. Facem alte capacități de producție de bani și avem și mai mulți bani. Și putem să facem tot ceea ce scrie în programul de guvernare. Printr-un program denumit de noi Ana Aslan, am gândit să facem spitale și să reparăm spitale după proiecte tip și cu bani europeni și cu bani din bugetul național. De asemenea, intenționăm să construim o policlinică la fiecare comunitate sau la un grup de comunități care duc la 25.000 de persoane. Sunt 25.000 de români într-o zonă. Ei trebuie să aibă acces măcar la policlinici, dacă nu cumva ar trebui ca la 5.000 de români să existe măcar un cabinet medical. Dar o policlinică poate exista la 25.000. Urmărim să creștem numărul de ambulanțe și să înnoim parcul de ambulanțe, pentru că numai astfel un medic poate să ajungă la căpătura unui bolnav în stare de urgență. Trebuie să reducem timpul de intervenție în situații de urgență la 10 minute. Și pentru acest lucru noi am gândit două măsuri. Prima dintre ele, care a reieșit dintr-o realitate destul de sumbră, este aceea că trebuie să mutăm unitățile de primiri urgențe din subordinea acelui departament de tristă faimă condus de Raed Arafat în subordinea Ministerului Sănătății, așa cum a fost. Această simplă mutare vom rezolva deja multe dintre probleme. Nu intru în detalii tehnice, dar credeți-mă că există dovezi pentru acest lucru. Acum ajung două salvări într-un loc și niciuna în alt loc. Ajung două salvări fără personal medical, doar cu un paramedic sau cu un asistent. Și de multe ori oamenii nu sunt ajutați așa cum trebuie. Personalul trebuie să fie suficient pentru serviciile de urgență și de asemenea să fie bine plătit. Dar cum bine plătit? Plătit în funcție de numărul de pacienți tratați, de dificultatea cazurilor și de rezultatele medicale obținute. Adică după performanță. Așa cum trebuie să se întâmple în toate domeniile. Inclusiv în învățământ la care mă grăbesc să trec. Și aici urmărim finanțarea pe performanță, competență și utilitatea economică, socială,
și culturală a proiectelor desfășurate în învățământ pentru cercetare. Dar înainte de a vorbi de finanțare, ar trebui să vorbim de demnitate. Redarea demnității dascălilor, iată, pusă la grea încercare în aceste zile, din nou și din nou, este prioritatea programului nostru, intitulat Domnul Trandafir. Salarizarea să se facă după performanță, iar profesorii să aibă acces la locuințe, când e vorba să meargă la sat, să aibă dotări, să aibă echipamente, astfel încât să nu mai fie siliți să stea cu mâna întinsă la stat, la părinți, la sponsori. Nu în ultimul rând, pentru dascăli ne-am gândit să le reducem sarcinile birocratice. De ajuns cu atâtea hârtii care nu duc la nimic, trebuie lăsați să-și pregătească lecțiile. Învățământul, acest sistem de învățământ, de educație, trebuie corelat cu piața muncii. Cum o vom face? Prin înființarea și dezvoltarea liceilor pedagogice și vocaționale și prin școlile de arte și meserii pe care le vom crea și extinde. Și de asemenea, prin construirea unei secțiuni în platforma Revisal, unde se poate pune fiecare firmă locurile libere disponibile pentru meseriile de care are nevoie. La capitolul studenți, deși vedem că sunt mulți care absolvă o facultate și dețin un carton în acest sens, să știți că stăm cel mai prost din Uniunea Europeană. Avem cel mai mic număr de studenți. De aceea noi ne-am propus, ca prin măsuri specifice, să creștem numărul de studenți cu 50% în următorii 10 ani. Ne trebuie infrastructură și pentru învățământ. Școli, destule, licee, astfel încât elevii, în principal, să nu mai fie nevoiți să învețe în 2 sau 3 schimburi. Să aibă toată lumea unde să meargă la școală, să meargă la o școală sigură, care are un grup sanitar normal pentru secolul 21, nu cu WC-ul în fundul curții, și toate celelalte dotări necesare unui învățământ de performanță. În fine, vom derula un program special împreună, în parteneriat cu ONG-uri culturale, științifice, sportive, pentru a descoperi talentele și vocațiile din noile generații, pentru a le cultiva și a le dezvolta. Așa cum odinioară se făcea la cluburile elevilor și la școlile populare de artă, poate că vă amintiți. De la aeromodele și până la vioară, de la bucătărie până la actorie, toate le puteai învăța undeva, iar sportul de masă era încurajat, ceea ce și noi intenționăm să facem, pentru că sportul de masă înseamnă sănătate curată și o bază largă de selecție pentru sportul de performanță. În fine, închei cu unul dintre capitolele care ne sunt nouă cele mai dragi, și anume cu Săptămâna Istorică, un program prin care intenționăm să ducem toți elevii de la clasa 1 până la a 12-a în locurile importante din punct de vedere istoric pentru români, acolo unde generații întregi și-au dat viața pentru demnitatea națională, pentru ca noi să avem o țară, de la Alba Iulia și Sighet până la Râmnicu Sărat sau Aiud, trebuie să cunoaștem toate aceste locuri și să fim mândri că avem astfel de înaintași. Să le cultivăm memoria, pentru că dacă noi îi cinstim pe ei, pe noi înșine ne cinstim. Vă mulțumesc, Doamne ajută! Toate ideile pe care dumneavoastră le regăsiți acum în programul de guvernare vin de la oameni,
De la foarte mulți oameni cu care liderii partidului au vorbit în ultimii 3 ani de zile și poate chiar mai mult, idei care apoi au fost centralizate, au fost prioritizate, filtrate, iar apoi prezentate specialiștilor din comisiile din interiorul partidului. După ce au fost reanalizate de aceștia, am mers și înspre specialiști din afara partidului, nume recunoscute în domeniile lor de activitate, tocmai pentru a vedea și o altă abordare, pentru a vedea cum putem să ne uităm la diverse teme și din alte puncte de vedere, tocmai pentru a ne asigura că nu ne scapă lucruri. Însă, în același timp, repetăm, programul este în dezbatere publică și așteptăm în continuare ideile dumneavoastră și ale tuturor specialiștilor pe care îi întâlnim în comunitățile pe care le vizităm în această perioadă. În continuare, aș dori să îl invit în fața dumneavoastră pe unul dintre specialiștii cu care ne mândrim foarte tare la nivelul partidului și pe prim vicepreședintele partidului nostru, respectiv domnul Marius Lulea. Și când am spus că este unul dintre specialiștii de bază cu care ne mândrim, m-am gândit la următoarele lucruri. Domnul Marius Lulea este șef de proiect al Facultății de Construcții din București. Putem să spunem că este cel mai atestat specialist în construcții din România, pentru că a participat la realizarea a peste 10.000 de proiecte, în marea lor majoritate private. A scris un număr important de cărți de istorie, dar în același timp are la activ și cele mai multe cărți pe care le-a scris un inginer după 1990 pentru sectorul construcțiilor. Este tată a 5 copii. Trebuie felicitat pentru acest lucru. Și în același timp lucrează cu cei 5 frați ai săi. Este un familist convins. Un antreprenor în domeniul în care a terminat facultatea ca șef de promoție, un om cu foarte mult bun simț și cu foarte multă responsabilitate față de viața românilor. Doamnelor și domnilor, prin vicepreședintele partidului nostru, domnul Marius Lulea. În primul rând, sunt onorat că mă aflu astăzi aici în fața dumneavoastră. De aici, de la Craiova, a pornit și visul României Mari. Atunci când, la 1600, Mihai Viteazu, ban al Craiovei, a reușit să unifice pentru aproape un an cele 3 principate românești. Tot aici, la Craiova, s-a născut Nicolae Titulescu, probabil cel mai mare diplomat pe care l-a avut România vreodată. Adrian Păunescu, marele poet român, și-a trăit aici copilăria, după ce a fost nevoit să fugă din Basarabia. Iar marele sculptor, Constantin Brâncuș, și-a făcut aici ucinecia. Dar vedeți dumneavoastră, astăzi nu mai aveți voie să vorbiți despre ei. Pentru că astăzi istoria românilor nu mai este disciplină obligatorie. Trebuie să vă uitați trecutul. Vedeți dumneavoastră, sovieticii, după 45, au interzis Biblia. Astăzi, noi comuniști vin și ne interzic istoria românilor. De altfel, ne uităm la cei care ne conduc și la respectul pe care ei îl oferă profesorilor din România. Și am văzut pe profesori ieșind în stradă, în mod corect pentru drepturile lor, și am văzut pe partea cealaltă o clasă politică care nu a știut decât să-i umilească. Să le spună că creșterea salariului de la 2200 de lei cât primesc tinerii profesori, la o chestie de bun simț, 3.000-4.000 de lei, le strică echilibrul bugetar. Dar atunci când au crescut salariile la primari, acum 4 luni,
Nu s-a stricat echilibrul bugetar. Atunci când au crescut banii aferenți cabinetelor parlamentare cu 7.500 de lei, nu s-a stricat echilibrul bugetar. Atunci când au iertat acum o lună la comanda guvernatorului Iohannis, guvernatorul lor, nu al nostru, de 2 miliarde de euro, nu s-a stricat echilibrul bugetar. Dar profesorii din România strică echilibrul bugetar. În programul de guvernare al AUR scrie foarte clar, salariul minim net trebuie să se dubleze. Dacă astăzi un român este umilit cu 2.000 de lei, noi propunem 4.000 de lei. Iar cei care vă spun că nu se poate, nu fac decât să vă mintă. Spre exemplu, în cazul profesorilor, dacă ar fi pus 1.000 de lei la fiecare profesor, ar fi însemnat doar 1 miliard de euro pe an. Eu tocmai v-am spus mai devreme cum au dispărut 5 miliarde de euro. Același lucru se întâmplă și cu firmele românești. Cei care sunteți antreprenori, știți de taxele mari pe care trebuie să le plătim. Fiecare salariat plătește 40% din munca lui taxe. Din 5 zile pe săptămână, 2 le dați la stat. Le munciți pentru stat, nu pentru antreprenori. După ce v-ați dus la magazin și ați mai plătit ceva, încă 20% s-au dus tot la stat. A treia zi. Cum să fie românii bogați când astăzi în România trăim mai rău ca iobagii de acum 400 de ani? Pentru că iobagii nu munceau 3 zile din săptămână pentru boier. Iobagii munceau 30 de zile pentru boier și pentru domitor. Tocmai de aceea AUR vine cu o propunere pentru antreprenorii români, respectiv scăderea impozitelor. Reducerea impozitelor pe salarii de la valoarea de 45%, aproximativ aproape de jumătate, până la 25%. De asemenea, în programul de guvernare al AUR, în programul de guvernare al AUR, prevedem un impozit redus pentru companiile care au o cifră de afaceri până în 5 milioane de euro, de doar 2%. Astăzi, firmele românești umblă după facturi. Plătesc dividende în fals, pentru că nu reușesc să-și acopere toate taxele. Dar să știți că în fals lucrează și firmele străine, atunci când OMV aduce facturi din Austria pe servicii inventate sau supraevaluate. După 45, sovieticii au adus în România așa zise companii, care se numeau sovromuri, pe toate ramurile economiei naționale. Că vin ei cu tehnologie, n-au venit cu nimic. Și nici OMV în România n-a venit cu nimic. Este petrolul românesc, este forța de muncă românească, tehnologia a fost cumpărată din munca angajaților, pentru că n-au venit cu niciun ban de afară, și culmea că și-au plătit compania din banii pe care Petrom îi avea în conturi. Dacă trebuie să plătim taxe de protecție sau biruri ca acum 300 de ani, mai bine nu. Tocmai de aceea soluția AUR este una simplă. Toate companiile, nu contează că sunt străine sau românești, care nu-și declară profitul în România, vor trebui taxate cu 1% din cifra de afaceri. Și să vedeți cum am făcut rost de bani pentru profesori. Auzim acum că vor să crească vârsta de pensionare pentru femei.
Stați liniștiți, este prima etapă. După ce au adus-o la cea pentru bărbați, o vor crește pe cea a bărbaților. AUR vă garantează că în mandatele noastre vârsta de pensionare nu se va modifica. Iar cei care au muncit o viață întreagă trebuie să primească o pensie corectă care să le acopere coșul zilnic. Și avem o lege depusă în Parlament, dar a fost respinsă și de PSD. Cei care de 33 de ani vor binele profesorilor și le-au tot mărit salariile, de trei săraci cu 2200 de lei. România trebuie să își păstreze suveranitatea. Iar moneda națională, leul, reprezintă un element al suveranității României. Iar AUR nu va renunța la leu. AUR nu va renunța de asemenea la plata cu numerar. Fiecare este liber să folosească orice dispozitiv. Însă nu-i putem obliga pe români să renunțe la dreptul lor, că altfel o să ne trezim cu procurorii care fac poliție politică și după o viață de muncă îți blochează conturile. În 1989, România avea a 10-a industrie a lumii. Aceste lucruri se vedeau în documente, în PIB-ul țării. Produceam aproape orice. Aici, la Craiova, exista Electroputere Craiova. Și v-au spus, v-au mințit pe voi și pe noi, că această industrie nu mai este performantă. Eu văd și astăzi acele locomotive funcționând. Și ne-au mințit astfel încât să vă dea afară de la locul de muncă, să mergeți să munciți în afara țării, să pună mâna pe această avuție națională, să o devalizeze, să o vândă, să o demoleze și de multe ori a făcut moluri în locul lor. Am fost mințiți 33 de ani. Însă trebuie să fim optimiști. Soluții există. Important este ca în 2024, mai mult de jumătate din românii care se prezintă la vot, să nu-i mai voteze pe ei, să voteze orice altceva. Nu le mai ascultați minciunile că vor mai da 100 de lei înainte de campania electorală, pentru că amanetăm viitorul nostru și al copiilor. Iar dacă AUR, din bunăvoința românilor, nu a noastră, nu va fi meritul nostru, își vor dori ca noi să vedem la guvernare, atunci va trebui și le vom asigura salarii corecte, mediu de afaceri corect, un mediu de afaceri corect pentru antreprenorii români, pensii corecte pe baza muncii pe care au depus-o și trebuie să începem să reconstruim România, să producem aici în țară nu doar lucrurile de care noi avem nevoie, ci să dăm și la alții. Vă mulțumesc! Reforma administrativ-teritorială, eficientizarea administrației publice, ar fi trebuit să se întâmple de mult și în România. De ce nu s-a făcut? Ei știu cel mai bine. Polonia a vrut să o facă și a reușit să o facă rapid. Și noi putem. Dacă dăm dovadă de hotărâre, de curaj, de disciplină, vom reuși. Îl cunosc pe George Simion de 6 luni. L-am văzut în acțiune. Am văzut că debordează de energie, de curaj, de hotărâre și este extrem de disciplinat. Rare ori mi-a fost dat să văd un lider de partid politic, mai ales atât de tânăr, la 36 de ani, care muncește atât de mult. Mai mult decât noi, cei din echipă, de foarte multe ori, să știți. Tocmai de aceea, cred că cel mai bun garant pentru reușita reformei administrativ-teritoriale în România și pentru eficientizarea administrației este el, George Simion.
ar trebui să munciți mai mult. Nu e așa? Sunt două vorbe care nu îmi plac, pentru că ați menționat de disciplină. Asta cu nu se poate, n-avem cum, și lasă că merge și așa. Merge și așa. Ne descurcăm noi cumva, găsim, improvizăm o soluție și nu suntem disciplinați și facem compromisuri care de 33 de ani duc România spre faliment, spre distrugere, în deconstrucție. Se poate. Putem începe procesul de reconstrucție. Iar primul argument al AUR este faptul că noi nu avem membri de partid care trebuie să paraziteze instituțiile statului român. Pentru că ăsta a fost fenomenul în acești 33 de ani. S-au blocat instituțiile cu leneși și cu incompetenți, a căror singură calitate era cea de membru de partid. PSD-ul și PNL-ul sunt mai jos decât noi în acest moment la nivel de simpatie publică și în sondaj. Doar că sociologii fac ceea ce se cheamă ponderare. Ponderarea ține cont de primari, de aparatul primarilor, de asistații sociali, de istoricul de la vot și de la ce s-a furat prin secțiile de vot, prin oamenii pe care partidele i-au avut. În programul asumat de AUR și pe care vi-l supunem spre dezbatere publică aici, printre primele orașe din țară, la Craiova, este reforma administrativă pe care trebuie să o facem, pentru că am plecat de la începutul anilor 2000 cu 800.000 de angajați la stat și am ajuns acum la 1.350.000. 550.000 în plus. Au crescut numărul dascălilor? Nu. Au crescut numărul pompierilor? Nu. Polițiștii? Nu. Militarii? Nu au scăzut de la 300.000 la 70.000. Și atunci, 550.000 de membri de partid care parazitează administrația locală și centrală. Nu-i lasă pe cei buni, capabili, din aceste instituții să-și facă treaba. Unul muncește, 4-5 huzuresc, stau degeaba la cafele, sau cer șpăgi și vin în controlă peste antreprenorii români, că peste cei străini nu-și permit, că ei au ambasadele de partea lor și îi cheamă la ordine pe miniștri. De aceea, ce trebuie făcut și putem să facem, pentru că eu unde mă duc la orice filială AUR și aici în Dolj am fost acum 3 săptămâni, le-am zis că în AUR vii să dai pentru țară, nu vii să iei pentru tine, așa că nu vom angaja chelnerițe la apele române. Dar pentru că e disciplină, și v-am zis de asta, pentru că e disciplină, trebuie să ne dăm telefoanele pe silențios, să nu răspundem în timpul unei conferințe cu mai mulți oameni. Nu trebuie să avem ezitări în lucrurile care trebuie făcute. Două, trăim din instituțiile existente în momentul ăsta, din deconcentrate, trebuie tăiate, unificate, și lăsați românii să respire și lăsat mediul privat să respire. Românii au votat la un referendum, dacă trăim într-o democrație, să avem 300 de parlamentari. Deci în loc de 465 de parlamentari, conform voinței românilor, în
guvernarea AUR, vom avea 300 de parlamentari. Un guvern format din 12 ministere și maxim 50 de secretari de stat, nu 200, cum sunt în prezent. Vreți să vă spun ce fac acești 200 de secretari de stat? Majoritatea nu au atribuții. Dar le-a dat și lor, uite, te fac secretar de stat, filiala PNL din Dolj propune secretar de stat la păduri, chiar dacă ei n-au neapărat om specializat pe asta. PSD vazlui la afaceri europene că trebuie și fisul lui Buzatu angajat undeva și tot așa. N-au atribuții, dar au secretară, consilieri, birou de 200 de metri, mașină la scară. Toate astea înseamnă bani. Nu e vorba că noi nu avem bani, e vorba de priorități, e vorba de alegeri. La nivel de profesori, li s-a spus clar, nu vă mărim că după aia o să ceară și ceilalți. Și ce facem atunci? Păi ce faceți? Mai renunțați din consilierii aia, din secretare, mai renunțați din secretarii de stat. În guvernarea AUR, tot pentru că trebuie să fim disciplinați și trebuie să înțelegem că nu mai merge și așa, nu va exista nicio primărie fără 5.000 de locuitori. Nu va exista. Pentru că nu are logică să ai un întreg aparat administrativ pentru 1.000 de locuitori, dacă mai sunt și ăia. Că jumate sunt plecați peste hotare. Ce facem? Folosim tehnologia și lăsăm, în schimb, în locul fostelor primării, care în momentul ăsta îi ajută doar pe primari să-și mențină funcția cu un întreg aparat, punem un ghișeu unic de servit de maxim două persoane pentru lucru cu cetățenii care nu au abilități digitale. Noi, AUR, cum ne fac ăștia, analfabeții, extremiștii, pleava societății și câte și mai câte, pentru că de fapt nu au cu ce să ne acuze și trebuie să inventeze ceva, la conferința de astăzi v-am rugat, în special pe membrii de partid, să confirmați participarea pe o aplicație. Vă prezint în premieră, aici la Craiova, sediul nostru central, al AUR, unde participi la evenimente, unde îți plătești cotizația, unde votezi democratic în cadrul partidului, unde este meritocrație, pentru că fiecare acțiune pe care o faci este punctată corespunzător și notată în acest istoric care nu minte și nu e subiectiv dacă îi place șefului de organizație de tine, unde faci organizații și activezi și așa mai departe. Pentru că fiecare avem un telefon deștept în buzunare și putem folosi tehnologia ca să progresăm și să aducem bunăstare oamenilor. Dar nu o băgăm pe gât și nu o folosim pentru control social, cum au vrut unii mai recent cu certificatele acelea verzi, sau cum încearcă în continuare. De aceea am făcut unele referiri aici legat de procesul de digitalizare. Dar noi, AUR, pentru că nu avem membrii pe care vrem să-i angajăm în structurile statului, vă spunem că de mult aveau toate instituțiile din România. Ați văzut și în timpul pandemiei că era suficient să trimiți un e-mail și se putea. Acum nu se poate. Avem un capitol care se numește Domnia Legii. Noi dacă nu începem să ne luăm în serios și ce zicem, aia să facem, nu o scoatem la capăt. Am ajuns pe muchia prăpăstii. Dacă nu acționăm acum, cădem. Dispărem ca
țară. Nu există mai rău decât suntem noi acum. Există doar Siria. Ucraina, în perioadă de război, a rămas fără 3 milioane de cetățeni. Noi am rămas fără 6. De aceea, domnia legii trebuie să însemne că nu facem excepții. Dacă vrem să avem oameni care muncesc și să nu mai fie lipsă de forță de muncă ca să importăm din Bangladesh, din Pakistan, din India, trebuie să nu mai acordăm ajutoare sociale pentru cei care pot munci. Este... Sigur, 3 luni, 4 luni, o perioadă între locuri de muncă, sigur că autoritățile statului trebuie să impulsioneze crearea de locuri de muncă. De aceea, inclusiv la nivel de sat, avem programul Renașterea satului românesc și a gospodăriei țărănești. Bani sunt. Problema este ca acești bani să rămână în țară. Ca firmele românești să fie taxate la fel ca firmele din străinătate. Mesajul aur al nostru, al extremiștilor, este că fiecare investitor din exterior este binevenit aici în România, îl primim cu pâine și sare, dar să fie corect. Pentru că ne-am săturat. Dacă nu, o să ajungem să facem ambasada României la București ca să ia cineva și apărarea antreprenorilor români și celor care fac ceva în România. De aceea, taxarea trebuie simplificată. Avem 40.000 de angajați la ANAF. Încă o dată. N-am văzut controle la marile lanțuri alimentare. N-am văzut controle la marile corporații, pentru că imediat, ca în cazul domnului deputat Ringo de Mureanu, intervine ambasada Franței, de exemplu. Condiții egale pentru toți antreprenorii și să fie lăsați să muncească. Doar așa apar de plus valoare și mai apare în programul nostru plus valoare într-un fel. Din resursele naturale ale României. Suntem una dintre cele mai bogate țări din Europa. Trebuie să facem și prelucrare primară, secundară, terțiară a tuturor bogățiilor țării. Pentru că în acest moment exportăm cereale, exportăm lemn și importăm mobilă de la IKEA și importăm pâine congelată. De aceea trebuie să facem și să dezvoltăm acele sectoare unde avem deficit comercial. Și fiecare bogăție a țării trebuie inclusă în Fondul Suveran de Investiții, ca fiecare român, transparent, public, pe o platformă care poate fi făcută de IT-știi României, domeniul în care excelăm, într-o săptămână. Cât au de câștigat românii în fiecare zi de pe urma aurului României, de pe urma cuprului, de pe urma gazelor naturale, de pe urma petrolului, de pe urma metalelor rare, etc., etc., etc. Ca românii să vadă. Banii aceștia, din Fondul Suveran de Investiții, odată trebuie să acopere bugetul pentru pensii și asigurări sociale și ca să nu ne mai împrumutăm, pentru că noi în momentul ăsta trăim pe seama copiilor și nepoților noștri și ne împrumutăm din exterior, nu pentru dezvoltare. Că dacă ne împrumutam pentru dezvoltare, era un lucru. Ne împrumutăm pentru consum, pentru a acoperi pensiile și salariile. Deci banii aceștia de pe urma resurselor naturale, odată trebuie să meargă către fondul de asigurări sociale și, în al doilea rând, trebuie să meargă către investiții strategice. România era, de mult înainte de 89, o țară independentă energetic. E nevoie de investiții în
centrale nucleare, în hidrocentrale, în energie pe bază de hidrogen pentru viitor. Ai nevoie de bani. Mi se spune, dar nu avem bani, nu avem. Nu se poate. Ba, se poate. Putem împreună. Sper că am fost suficient de serios, de convingător, ca să vă fac să înțelegeți și voi să mergeți mai departe și să spuneți tuturor că se poate. Da, se poate. Și pentru asta trebuie ca specialiștii României să vină în primă linie. Specialiștii României trebuie să iasă din amorțirea în care au fost ținuți în ultimii ani și să își aducă contribuția pentru reconstrucția României. Fără specialiști, nu putem să ducem țara acolo unde ne dorim. Tocmai pentru asta și noi îi prețuim foarte mult pe cei pe care îi avem în interiorul AUR, îi așteptăm cu brațele deschise pe toți ceilalți specialiști din România să vină alături de noi și, peste tot pe unde mergem, îi invităm pe specialiști adevărați, recunoscuți, respectați în comunitatea în care mergem, să vină și să ne spună părerea lor despre programul de guvernare. Dacă au sugestii, dacă au recomandări, sunt bine primite și vrem să lucrăm cu dânsii în continuare pentru a perfecta ceea ce noi vă prezentăm astăzi. Suntem onorați să-l avem în această seară alături de noi pe domnul Gabriel Cătălin Vlăduț, doctor inginer automatizări și calculatoare, director IPA CIFAT Craiova, președinte al Asociației Române pentru Transfer Tehnologic și Inovare, președinte al Camerei de Comerț și Industrie Dolj, expert al Comisiei Europene Inovare, membru al Comisiei Europene Cercetare în favoarea IMM-urilor, Eureka, Innova Take It Up Expert Validation Platform, membru Roll for Europe, partener Enterprise Europe Network și Danube Transfer Centers, coordonator al multor proiecte naționale complexe, a primit meritul, Ordinul Meritul Cultural în grad de cavaler, categoria H, cercetare științifică, acordată de președintele României în 2008. Ați văzut de ce a trebuit să citesc? Îl invit acum cu drag pe domnul Gabriel Cătălin Vlăduț să vină să ne spună gândurile sale. Vă mulțumim, suntem onorați, vă salutăm cu drag și vă aplaudăm! Să rămână, bună seara! Este o mare plăcere pentru mine, pentru că mă aflu la această dezbatere de idei. Foarte multe lucruri importante pentru viitorul țării au fost puse în fața dumneavoastră. Mie îmi vine foarte greu ca în 3-4 minute, cât mi-au fost acordate, să spun lucruri pentru care aș avea nevoie de săptămâni sau de luni. De ce acest lucru? Pentru că nu mai există un domeniu în care România să se afle pe penultimul loc la nivelul Uniunii Europene. În absolut toate este pe ultimul loc. În urmă cu câțiva ani mergeam la prietenii mei din Bulgaria, așa cum prietenii noștri din Serbia se află lângă noi și dezbăteam anumite aspecte. Acum nu mai am obiectul discuției cu dânși. Aș avea două lucruri să le subliniez în care realmente cred și cred că pot fi realizate prin programul despre care vorbim azi, programul AUR, și anume dezvoltarea IMM-urilor și o atenție acordată IMM-urilor. Dacă acestea se dezvoltă, unde plătesc taxe și impozite? Taxele și impozitele acestea, eficient folosite, pot să ducă la dezvoltare. Sunt foarte multe lucruri de subliniat
pe acest considerent, însă știu că în foarte scurt timp se desființează Ministerul pentru IMM-uri, motiv pentru care vor fi reorganizați și trecuți, sperăm, undeva măcar într-o agenție, cum a fost odată. Să știți că foarte multă lume s-a luptat pentru existența acestui minister. Chiar dacă, trebuie să o spun foarte sincer, sunt foarte departe de ceea ce ar trebui să facă. Un alt aspect de care aș dori să vorbesc este partea de cercetare și inovare în folosul IMM-urilor. Dacă mergeți pe Nil, veți vedea hidrocentralele construite de români. Mergeți în lume, vedeți combinate siderurgice sau combinate în alte domenii construite de români. Era un lucru de mândrie. Acum nu mai putem construi în țara noastră. Dar minte, să exportăm inteligență. În domeniul inovării, unde s-ar putea vorbi foarte mult, aș accentua ceea ce alte țări fac și care alocă resurse. Noi tot căpușăm și nu ne mai rămâne pentru dezvoltare. Cât alocă România pentru cercetare-dezvoltare? 0,2% din PIB. Cât alocă landul, nu țara, landul Baden-Württemberg, capitala la Stuttgart, pentru același obiectiv, 4,8%, din care PIB, că și acest lucru este de discutat. Da? Și de ce atunci să spunem, ei sunt foarte dezvoltați, noi să stăm la locul nostru? Pentru că mulți din cei care realizează acel PIB în Baden-Württemberg sunt români. Români cu expertiză. O expertiză care ar putea o pune în folosul țării. Și atunci vin numai cu trei idei. Inovarea ca motor al dezvoltării. Pentru că acest lucru există în toată lumea. Numai noi nici nu vrem să auzim de el. Valoare adăugată pentru producție. Stimularea exportului. Dacă ne uităm numai la aceste trei criterii și avem grijă de indicatorii pentru proiectele europene care au foarte mulți bani, numai acestea ne vor aduce sursa de venit. În momentul de față, dacă vorbim de cercetare, suntem în Caragiale, e foarte frumoasă. Dar lipsește cu desăvârșire. Și nu vorbesc de clădirile existente, cele vechi, tradiționale. În urmă, cu foarte puțin timp, ca să dau și eu un exemplu precum dumneavoastră, am fost chemat în Belarus să vorbesc despre privatizare. Și mi-au spus, poți să vorbești oricât, dar numai două slide-uri. Ce să pun eu pe două slide-uri? Primul slide, ce exista odată la electroputere. În câte țări exporta România, exporta cunoaștere, produse și aducea valută țării. Pe al doilea slide, MOL-ul existent. Aceasta a fost privatizarea. Așa se continuă privatizarea. Avem mai multe MOL-uri decât mari fabrici care să producă pentru România. Vă mulțumesc foarte mult! Noi vă mulțumim! Iar acum îl invit în fața dumneavoastră pe colegul nostru.
Ne mândrim cu colegii noștri, să știți, iar domnul deputat Ringo Dămureanu este unul dintre cei cu care ne mândrim chiar tare. Așa că vreau să vă spun câteva cuvinte despre dânsul. Îl cunoașteți, cred, majoritatea dintre dumneavoastră. Ringo Dămureanu este deputatul nostru de Dolj, este președinte al Comisiei pentru Constituționalitate din Camera Deputaților și aici aș vrea să menționez ceva ce tocmai am citit pe site-ul instituției. Are cea mai bogată activitate din rândul parlamentarilor din Oltenia, deci parlamentarii din toate partidele reprezentate în Parlament. Cea mai bogată activitate o are deputatul nostru Ringo Dămureanu. Deci, haideți să-l aplaudăm pentru asta, pentru că așa putem să măsurăm activitatea parlamentarilor noștri. Ringo are o carieră de 13 ani neîntrerupți ca funcționar public, apolitic la Consiliul Județean Dolj. A condus însă vreme de 15 ani o organizație sindicală a funcționarilor publici relevantă la nivel național. S-a implicat activ în sprijinirea comunităților istorice românești din Serbia și Albania și asta cu mult înainte de a fi ales deputat, deci nu ca să confirme ceva, ci o face natural, pentru că este un om foarte sufletist, foarte implicat, care de altfel ne și demonstrează și nouă prin faptul că dumneavoastră sunteți astăzi aici alături de el și de echipa pe care o avem, atât de o echipă foarte frumoasă aici la Craiova, la Dolj. Ringo are 49 de ani, este oltean 100%, născut, crescut și educat în Craiova și în Oltenia, este de profesie inginer IT, este căsătorit și are 2 copii. Ringo, te rugăm să vii în fața noastră. Doamnelor și domnilor, mai rezistați? Da. Cred că trebuie să rezistăm pentru că suntem, cred eu, aproape de un succes. Mă uit un pic în timp, nu mult, poate 3 ani, când abia dacă ne strângeam 3-4 oameni, dacă ne număram de 2 ori. Peste doar 3 luni se vor împlini 3 ani de la un moment pe care l-a vrut Dumnezeu, când în biroul meu a venit un tânăr pe care l-am ascultat, a vorbit puțin și mi-a inspirat o mare încredere. Mi-am dat seama că este persoana care ar putea să înțeleagă fiecare român în parte și să valorifice acest timp pentru a schimba niște lucruri. Deși trăiam în România, mărturisesc spre rușinea mea că nu auzisem de dânsul, dar am auzit de la frații noștri din Serbia, românii din cei 300.000, care sunt ocoliți de România. Dar îi văd foarte bine ce se întâmplă aici și știu și înțeleg mult mai mult decât noi care trăim aici. Așa am aflat despre acest domn care m-a vizitat. Iar proiectul acela politic avea 0%. Nu am dorit să intru în politică, pentru că nu am crezut. 25 de ani nu am fost membru niciun partid politic. Doar în studenție, mărturisesc asta cu mare cinste, am fost membru PNCCD, pentru că gândirea mea și factura mea a fost de esență creștin-democrată conservatoare. După aceea nu a existat un partid care să reprezinte într-adevăr ceea ce gândeam și credeam. Iată că de la acel proiect de 0%, prin prezența bravului nostru coleg, președinte și frate, George Simion, suntem în situația de a, zic eu, de a fi o speranță a românilor. Nu este adevărat tot ce se spune rău despre aur.
Din 2020 s-au lansat fel de fel de minciuni și de fiecare dată când cineva încerca să scrie un astfel de comentariu mincinos, mă agățam cu disperare de el și rugam să ne explice, să mă explice, domne, te rog, spune-mi, dacă sunt într-o eroare, fă-mă, ajută-mă să înțeleg. Evident că n-au fost decât niște minciuni. La posturile de televiziune, poveștile cu rușii, cu avioanele, cu fel de fel de drăznei pe care le auziți, la fel m-am agățat de fiecare. Domne, poate știi ceva ce nu știu eu. Evident. Prostii. Vedeți intoxicări în fiecare zi. Și cu securiștii, și cu despre fiecare dintre noi. Auziți fel de fel de lucruri. De ce? Pentru că această putere toxică, această putere gangrenoasă care a ocupat, s-a împânzit pe toată țara asta, nu dorește să fie extirpată. Pe ei nu interesează situația noastră și a copiilor noștri. Pe ei interesează să poată să mănânce liniștiți o halcă foarte mare care le vine pentru a executa un plan. Este o guvernare plătită. Vin bani foarte mulți pentru ca ei să execute la foc automat. Așa cum vedeți un copiator că scoate foaie după foaie, așa scot ei proiecte care n-au nicio legătură cu tot ce este românesc. Proiecte prin care în gospodăria țărănească să nu crească, să nu mai crească animale. Porcii trebuie reduși la maxim 5, purcei să nu mai existe, agricultură țărănească să nu mai existe, gospodărie țărănească. Uitați-vă satele cum sunt după 30 de ani. Este totul pustit. Tinerii noștri, colegii de generație, sunt plecați majoritatea în Spania sau în alte părți unde lucrează din greu, deși pământurile noastre sunt nefolosite sau vin alții și le cumpără degeaba. Toată starea poporului este una dezastruoasă. Bogățiile, nu vă uitați ce spune Ciolacul, nu va fi nimic vândut. Păi, dacă le scoateți, le listați pe bursă, ce înseamnă asta? Cum poate să spună că nu le vinde dacă le listează pe bursă? Povestea cu copiii. Vă minte, aur, că nu este adevărat. De ce nu spui că vrei să susții familia cu mulți copii și să plătești, să dai niște ajutoare celor care într-adevăr cresc mulți copii? De ce nu sprijini acea familie să-și poată să-și țină copiii? De ce plătești din bani europeni înființarea de cămine în care să iei copiii din familie și să-i muți acolo? Toate aceste lucruri, să știți că le fac pe bandă automată. Te mint în față că nu este adevărat. Tu ai textul în fața legii pe care îl promovează și ei te mint în față că nu este adevărat. Eu cred că președintele avea dreptate și mai devreme când spunea că trebuie să ne mișcăm cu absolut tot. Sigur, noi suntem într-o lentoare. Ne-am obișnuit așa. Însă timpul este foarte scurt. Noi trebuie să explicăm tuturor românilor în ce moment suntem și cât este de important anul 2024, care este mâine. Nu 2084. Până atunci mai este. Nu știu dacă o să mai fim noi. Deci, dacă nu se produce trezirea românilor, suntem degeaba aici. Fiecare român este important. Aici în sală sunt mai puțin de 20% membri de partid. De ce? Pentru că ne-am interesat după programul de guvernare, fiecare grup țintă să aibă măcar un reprezentant în această sală, pentru a disemina, pentru a le spune celorlalți în teritoriu. AUR a arătat că este într-adevăr singurul partid cinstit și de partea românilor. Nu a plătit presă mincinoasă, nu a lansat minciuni, nu s-a prefăcut. Indiferent ce au vrut unii sau alții să spună, noi ne-am dus lupta mai departe. Ne-au atacat pe nedrept. Însă,
Noi trebuie să rezistăm și să spunem mai departe lucrurile pe nume. Dacă într-adevăr nu le-ar păsa și ar fi un partid mărunt care latră așa verzi și uscate, nu i-ar deranja. Îi deranjează faptul că spunem lucrurilor pe nume. Am văzut un clip în care un plătit din ăsta, un propagandist, spunea: vedeți că e un partid care vă exploatează fricile. Păi cum exploatează AUR fricile când lucrurile astea se întâmplă zi de zi? Nu le vedeți fiecare? Nu vedeți când este dat petrolul României pe 30 de ani? Și acum vine și le mai dă pe încă 15. Deși acei 30 de ani nu s-au scurs. Mai sunt încă 4 ani din ei. Nu vedeți aceste lucruri? De ce n-au nicio atitudine împotriva unei țări care ne taie toate pădurile, iar acolo când a trebuit să fim și noi în rândul lumii, ne-au întors spatele? De ce Klaus Iohannis nu spune aceste lucruri? Mergeți la Calafat să vedeți cozi pe zeci de kilometri. Am ales această sală pentru că o singură dată am fost aici la un eveniment, un fost coleg țărănist m-a invitat la un eveniment, era al unui partid de opoziție, care astăzi are prim-ministru, nu știu de mâine dacă o să mai aibă, și acel partid spunea un mentor economic despre ministru muncii PSD. Zice, doamna respectivă a spus că eu, adică el Câțu, aș vrea să reduc salariul minim pe economie. Dar nu este adevărat. O, mi-a venit inima la loc. Dacă ar fi după mine, l-aș desființa de tot. Oameni buni, nu este de râs. Acest specimen a ajuns să fie prim-ministru, președintele Senatului, ministrul finanțelor. Cel care a cumpărat zeci de milioane de doze de vaccinuri din banii românilor, care nu au folosit la nimic. Acel om care nu era în stare să lege două cuvinte. Iată cum niște analfabeți funcționali au ajuns în vârful țării și spuneau că ei sunt echipa câștigătoare. Au fost echipa pierzătoare. Eu cred că echipa câștigătoare este poporul român. Dumnezeu să binecuvânteze România! Îi mulțumim domnului deputat Ringo Dămureanu. Iar acum, pentru că ne apropiem de finalul întâlnirii noastre, aș vrea să facem cu toții un exercițiu de imaginație. Oare cum ar fi dacă după un mandat AUR, să spunem, am vedea că multe dintre măsurile din programul de guvernare deja sunt implementate, au devenit realitate? Ce ar însemna acest lucru pentru viața noastră, pentru viața copiilor noștri, pentru viața părinților noștri, pentru mândria noastră națională și pentru soarta României în lume? Ca să vă ajutăm în acest sens, vă rugăm să urmăriți următorul video. Am vorbit cu un antreprenor, unul din marii antreprenori români, și spunea că dacă reușim 30-40% din ce scrie aici, reușim să
protejăm țara, să protejăm națiunea română pe încă 20-30 de ani de acum înainte, cel puțin. Vor veni în fața voastră să vă spună că aur aberează, că nu există resurse, că nu se poate să fie salariu minim 4.000 de lei în mână. Nu există așa ceva. Nu se poate, v-au mințit. Asta vor spune prin televiziunile, prin vectorilor de opinie, prin jurnaliștii plătiți. Eu vă propun să le spuneți simplu. Ați învățat matematică, măcar cât să treceți clasa 8-a. Aur propune taxarea muncii la un nivel de 25% pentru primii 5.000 de lei. E o măsură de bun simț care, în valori nominale, nu afectează bugetul actual de pensii și asigurări sociale, pentru că dintr-un salariu minim actual tot 1.100 de lei va merge către stat și din impozitarea cu 25% propusă de noi, tot într-acolo merge. Vă vor spune, cum le-au spus și profesorilor, că nu sunt bani. Dar ultima știre este că doi președinți de comisie de la Camera Deputaților de la PSD, împreună cu Kelemen Hunor, cu onor, se duc într-o deplasare în Bali și în Indonezia. Că nu sunt bani. Măcar dacă colegii noștri de opoziție, care au avut șansa să fie la guvernare, cei de la USR, optau într-un fel să țină banii în țară. Tot o știre de astăzi este că în ultimele 3 luni, pentru că nu-i mai crede nimeni pe Facebook, au dat 1.300.000 de lei din banii românilor pentru promovarea paginilor lor de Facebook. Noi am dat 1.500 de lei. Dar sigur că oamenii trebuie să te și creadă în ce spui, ca să-ți distribuie materialele pe Facebook, cum o parte dintre voi, cei prezenți aici în sală, o faceți. Asta credem noi că trebuie să se întâmple cu România și cred că acțiunile noastre de până acum, unele nu tocmai fericite, că nu e nimeni fără pată, dar cred că ne-au validat în ochii dumneavoastră că ne ținem de cuvânt, că putem face ceea ce spunem și că anul viitor, când au loc alegerile, pe 9 iunie, putem câștiga primul loc la alegerile europarlamentare. USR-ul a dat în ultimele 3 luni 1.000.000 din banii românilor, din subvenția de la stat care trebuie tăiată, la Google și la Facebook. Ăștia la alții probabil au dat 30 de milioane, 40 de milioane către televiziuni. Ca să spună minciuni, să inventeze violențe, să aibă platforme de unde să ceară scoaterea noastră în afara legii și să nu prezinte acest program politic. De acum, în următorul an, acest program perfectibil poate ajunge în casele fiecărui român, nu cu milioane de și zeci de milioane de euro din banii românilor, ci prin intermediul vostru, a celor din sală, prin contribuția voastră, prin sugestiile voastre, la fel cum a făcut domnul președinte mai devreme, căruia îi mulțumim, și prin efortul vostru de a aduce acest material și de a vorbi mai departe cu fiecare român. În măsura în care o veți face, mai departe putem ajunge
în posturile de conducere din această țară și să începem procesul de reconstrucție. E nevoie doar de voi și de ajutor de la Doamne, Doamne. Așa să ne ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc mult pentru prezența în seara asta. Banii care până în 2024 mergeau în buzunarele unora, acum sunt cheltuiți de noi toți. Banii se întorc românilor și o vedem cu echilibru, școli atractive și dotate, spitale.